Bună, hai să descoperi o placă de bază de top Republic of Gamers. Recent, computerul de montaj pe care sunt editate și clipurile canalului ROG România a beneficiat de un upgrade major. Din materialul build-ului, pe care îl poți găsi în descriere, de peste 40 de minute, ne-am oprit însă atenția asupra celei mai puternice platforme pentru Threadripper din portofoliu ROG, anume Zenith 2 Extreme Alpha. Vei descoperi așadar detalii despre build și configurația complete în descrierea acestui clip. Acum însă te invit să urmărești ce oferă această placă de bază de top dacă vei alege un procesor AMD Threadripper 3 atunci când vrei gaming la superlativ ori o mașină de top în editare. Cum sunt două variante de Zenith 2 Extreme, noi am optat pentru Alpha și vei afla de ce. Acest Alpha din capăt marchează o diferență importantă din perspectiva alimentării. Este dotată cu 16 etaje de alimentare care oferă curenți mai mari decât modelul fără Alpha, de 90 de amperi comparativ cu 72 de amperi. Etajele de alimentare mai bune fac diferența și noi avem nevoie de această alimentare eficientă pentru a obține stabilitate și pentru a încerca puțin overclocking. Prin urmare, Zenith 2 Extreme Alpha nu doar că va acoperi eficient nevoile curente, dar are suficiente rezerve pentru overclocking și mult mai important de acea stabilitate în multitasking, pentru că noi facem un multitasking agresiv. Computerul care va ieși de pe această masă va face și live streaming, de pildă, în paralel cu alte taskuri. Și vom face un mic unboxing al acestei plăci. Placa de bază are sloturile PCI Express X16 și M2 cu PCI Express 4.0. Pentru a putea apela la o placă foarte tare și pentru a putea folosi NVMe-uri de ultimă generație. La fel de important, placa, spuneam, are interfața Ethernet de 10 Gbps prin cablu și pe wireless are Wi-Fi 6. Prin urmare, trag speranțele că vom obține cea mai mare viteză de copiere a proiectelor prin rețea de până acum. Scoatem placa, dar vă mai spun câteva despre procesorul acesta. Threadripper 3960X include 24 de nuclee care oferă 48 de fire de execuție simultane, are 140 de mega de cache și oferă 88 de bands PCI Express 4.0. Vom instala o placă video și două SSD-uri NVMe pe această interfață PCI Express 4, care veți vedea dublează viteza de acces la citirea și la copierea de date. Pentru stocare am apelat la cel mai rapid SSD de până acum, e de la Samsung 980 Pro. Prin urmare, abia aștept să ne bucurăm de performanțele multithread ale acestui 3960X. Vom scoate placa de bază. Și de aici vom lua accesoriile, pentru că are destul de multe. Aceasta e placa de bază, hai să vedem și cu ce vine ea. Și avem cu siguranță manualul și vom avea nevoie de manual. Wow, multe stickere. Fanii ROG primesc ceea ce n-așteptau neapărat, dar vor fi încântați. Manualul Zenith 2 Extreme Alpha. Avem și un suport pentru pahar. Și o placă, un card de extensie pentru conectarea ventilatoarelor. Ia să vedem pe unde sunt. Da, acest card se montează în locul unui SSD de pildă și pe spate și aici vom cupla toate ventilatoarele carcasei. Avem toate cablurile posibile și imposibile și aici e o cutiuță mică, avem un stick care cuprinde driverele. Deci a dispărut CD-ul, iar aici avem un adaptor pentru montarea a două SSD-uri. Unul pe o parte și altul pe cealaltă parte, cu aceste tălpici de disipare a căldurii, aceste radiatoare. În fapt, se numește DIM.2, această interfață, care se montează vertical lângă sloturile de memorie. Avem două sloturi M2 PCI Express 4 aici, între aceste sloturi. Încă unul pe spate, care partajează cu ultimul PCI Express X16 benzile. Și mai putem pune încă două aici. Deci, prin urmare, putem monta 5 unități de stocare pe M2 NVMe-uri PCI Express 4.0.
foarte multă stocare și dacă mai ai nevoie poți pune pe SATA. Ce mai găsim noi aici? Cablurile și antenele pentru Wi-Fi 6 cu care vine această placă. E bine să ai și Wi-Fi 6 când ai un router instalat la birou cu Wi-Fi 6, ai viteze foarte mari, dar să nu uităm de cei 10 gigabits pe secundă oferiți de interfața integrată în placă. Scoatem placa din cutia adițională. În cutia procesorului avem această unealtă cu care vom strânge placa metalică pentru a ține foarte bine fixat procul. Dacă nu ești obișnuit în fiecare zi să vezi plăci de bază, te vei întreba unde sunt M2-urile. Două sunt chiar sub acest cover. Sunt orientate în forma aceasta. Vă spuneam că pe spate aici avem niște paduri termice pentru a disipa căldura generată de SSD-uri cu ajutorul acestui radiator în fond. Vom da la o parte aceste folii de pe padurile termice. Ele vor intra în contact cu SSD-urile Samsung 980 Pro și vom prinde la loc. Am prins placa de bază în cele 9 șuruburi pe carcasă. Pe Zenith 2 Extreme Alpha am pus așadar un puternic Threadripper 3960 pe care l-am răcit cu ROG Ryujin. Am pus cele mai puternice SSD-uri PCI Express 4 și 64 de GB de memorie DDR4. Adăugând o placă video RX 6900, am obținut un computer clasat în primele 2% testate vreodată în PCMark, de pildă. Tu, ce placă video ai alege pentru o astfel de configurație? Suntem curioși, așteptăm comentariile tale la acest clip și ne vedem în curând. Și nu uita să te abonezi la canalul ROG România pe YouTube, pentru că așa vom fi mai apropiați.